Vă salut pe toți! Știți cu toții că am cumpărat acest BMW E46-323CI, adică e coupé și e cu motor de 2.5 de 170 de cai cu dublu vanos. Și fiindcă nu e mașina perfectă, trebuie să-i fac niște lucruri. Haideți să vă arăt ce lucruri am făcut și ce trebuie să fac neapărat. Prima dată a trebuit să spăl mașina. Bineînțeles, am murdărit-o din nou. În schimb, aici am avut niște lăbuțe și o inscripție cu mini, pe care trebuie să încălzesc și să le dau jos și am curățat puțin. Cam asta e, a ieșit perfect. După aceea, mergând în față, sub capotă, a fost foarte murdar și cu mult curaj, tupeu, am spălat motorul. Bineînțeles, n-am făcut-o la nivelul de detailing, dar am scăpat de multă mizerie și mult praf de pe aici și cam așa arată. Mi se pare că arată foarte bine, e cam întreagă mașina, are toate clipsurile, șuruburile, cam toate par să fie la locul lor și să mergem mai departe. Dacă tot suntem în față, suntem și la bar aici, unde culoarea cam diferă față de mașină și aș vrea să-i schimb culoarea, să fie, să nimerez cumva culoarea originală. Nu știu dacă voi reuși. Nu-mi place griul de acolo și nu știu dacă așa a fost OM sau dacă așa e OM, dar o să merg pe varianta originală. Probabil acolo ar fi un negru mat. Nu știu, dați-vă și voi cu părerea. Dacă tot vorbim de bară sau bări, aceeași problemă o am și la bara din spate. Culoarea diferă puțin față de cea a mașinii și are montați senzori de parcare în ea, care nu mi-i plac, și mai are acolo o chestie mică, camera. Și lipsesc aici niște ochi de pisică, ca să zic așa, așa că va trebui să fac ceva cu bara. Ori o recondiționez pe aceasta, ori iau alta și o vopsim. Senzorii de parcare are montat display-ul lor undeva mai ciudat, n-am mai văzut, dar cine i-a montat știe el de ce, are montat aici. Însă problema e când vrei să-ți reglezi volan, uite, face așa în bord și nu-mi place, așa că vreau să renunț de tot. La volan o singură problemă, butoanele acestea de volum sunt exfoliate și va trebui să fac ceva cu ele. Dacă aveți sugestii, iarăși vă rog să mă ajutați. Chestia asta de aici puteam să o dezlipesc, însă dacă trag așa tare, mi se nu distrug bordul și nu vreau. Va trebui să încălzesc foarte bine și să văd cum desfac fără să distrug. Cu geamul va mai trebui să fac ceva, fiindcă mișcă așa stânga-dreapta, trebuie să văd ce e aici. Fața asta de ușă are niște clipsuri, în partea asta le-ar distruse, ieșite din clipsuri sau nu știu ce se întâmplă. Nu-mi place folia asta, fiindcă e învechită și decolorată. Uite cum se vede prin ea, dar probabil aici se vede cel mai bine. E foarte decolorată și va trebui să o schimb, fiindcă arată urât. Scaunul șoferului a fost retapițat cândva, dar cu material de proastă calitate și uite cum se exfoliază. Și va trebui să fac ceva și cu acesta. Și dacă tot îl fac pe cel de la șofer, va fi necesar și cel de la pasager, fiindcă cu siguranță nu vom găsi aceeași nuanță. În partea din spate, aici avem o chestie care atârnă. Nu am pus mâna, trebuie să văd despre ce e vorba și de ce stă așa. Dar are scaun cu memorie. Iar ca și probleme mecanice, îmi bate ceva la direcție în partea din față și va trebui să merg cu ea la mecanic să vedem ce putem face. În partea din spate, trierul ăsta pare a fi blocat, dar cred că sunt uzate plăcuțele și vor trebui recondiționați etrierii. O problemă pe motor, o să atașez aici eroarea ce o am. Am o problemă, cred că pe vanos, pe dublu vanos, și va trebui să comand un kit de garnituri și să le înlocuiesc și să vedem dacă se rezolvă acea problemă. Rest, alte probleme majore sau alte probleme nu văd să mai aibă mașina. Vom vedea când o să o ridic pe elevator. Așa că ăsta a fost E46-ul meu, P46.
pe care va trebui să-l punem la punct în prima fază. Nu știu care e planul cu el, dar ceea ce vreau, vreau să fie într-o stare perfectă de funcționare, bineînțeles, iar aspectul să nu ne facem cu el de râs când ieșim pe stradă. Eu am fost Tibi, v-am salutat și să aveți o zi minunată!